Iepurele Lacom Era odată un iepure căruia îi era foame tot timpul. Era un iepure Lacom. Mânca mult și dormea mai tot timpul. Mânca mereu și mânca și mânca și mânca zi și noapte, dar niciodată nu era sătul. Într-o zi, când iepurii alergau pe câmpurile din Greenpeace, cu toții și-au terminat mâncarea, mai puțin iepurele lacom, care nu se oprea din mâncat. Unul din iepuri i-a amintit. Hei, trebuie să mănânci repede, altfel stăpânul câmpului va veni și va arunca cu pietre noi. Iepurele Lacom a răspuns. Oh, te rog să mă lași să mai mănânc încă un bulb mare și ne putem întoarce. Lacom și înfometat, iepurele a continuat să mănânce și să mănânce și să mănânce până când un alt iepure spuse. Hei, mănâncă mai repede, uite, se vede stăpânul câmpurilor, se apropie de noi! O, este în regulă, încă nu a ajuns Pe câmp, unde suntem noi? Te rog, lasă-mă să mai mănânc încă un bulb mare și ne putem întoarce Între timp, stăpânul câmpurilor a ajuns, iar toți iepurii au strigat Fugiți, fugiți, a venit stăpânul câmpurilor, fugiți cu toții Toți iepurii au început să alerge, făcând salturi mari Dar iepurele la acum nu putea alerga și nici sări pentru că mâncase prea mult toți iepurii se grăbeau și săreau peste granița câmpului. Dar iepurele Lacom mâncase atât de mult, încât, când a încercat să sară, a căzut peste granița roșiatică a câmpului. Erau atât de multe pietre, încât se lovi pe tot corpul. În acel moment, sosi și stăpânul câmpului, cu un băț mare în mână, pe care l-aruncă după iepure și lovi tare. Șchiopătând, în timp ce alerga, iepurele, ajuns cumva acasă, s-a gândit. Oh, sunt salvat, mulțumesc! A început să meargă agale, dar în spatele lui era o vulpe care a început să alerge după el. Ceilalți iepuri au ajuns deja acasă, dar iepurele lacom era mult în urma lor. Când ajunse și el acasă, burta lui era atât de mare și de grea, de la atâta mâncare, încât rămase înțepenit în ușă toți iepurii îl trăgeau înăuntru, dar vulpea îl ținea de coadă. Era ca într-un război, iepurele striga și plângea, dar vulpea nu-i dădea drumul. Într-un final, iepurelui i se rupse coada, iar vulpea căzu pe spate cu zgomot puternic. Toți ceilalți iepuri l-au tras înăuntru pe cel lacom. Din cauza locomiei sale, iepurele a fost într-un mare pericol, și a salvat viața, dar și a pierdut codița. Sfârșit.